Corinteni 14. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul îl spune taine. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește își zidește sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi pentru ca să capete biserica zidire sufletească. În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nicio descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură? Chiar și lucrurile neînsuflețite, care dau un sunet, fie un fluier, fie o alăută, dacă nu dau sunete deslușite, cine va cunoaște ce se cântă cu fluierul sau cu alăuta? Și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Tot așa și voi, dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți? Atunci parcă ați vorbi în vânt. Sunt multe feluri de limbi în lume, totuși niciuna din ele nu este fără sunete înțelese. Dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbește și cel ce vorbește va fi un străin pentru mine. Tot așa și voi, fiindcă răvniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. De aceea cine vorbește în altă limbă să se roage, să aibă și darul să o tămăcească. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Alminter, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. În biserică voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. În lege este scris, voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine și nici așa nu vă vor asculta, zice Domnul. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia dimpotrivă este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Deci dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ați vorbi în alte limbi și ar intra și cei de afară, fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este în credința de toți, este judecat de toți. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ și se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că în adevăr Dumnezeu este în mijlocul vostru. Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă vreunul din voi are o cântare, altul are o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Și dacă este făcută o descoperire unuia care stă jos, cel dintâi să tacă.
Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătura și toți să fie îmbărbătați. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Dacă voi să capete învățătura asupra unui lucru, să îndrebe pe bărbaților acasă, căci este o rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. Ce? De la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu sau numai până la voi a ajuns el? Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o porunca Domnului. Și dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă. Astfel deci, fraților, răvniți după prorocie fără să împiedicați vorbirea în alte limbi. Dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială.